încercăm să ocrotim cât mai mult mediul, să reducem impactul asupra mediului. Iar acum, astăzi, ce am pregătit este un sistem de ventilație naturală pentru un consum cât mai mic al clădirilor, pentru că acum ventilarea se face în mod mecanic și fiecare încearcă să găsească o soluție, o alternativă, mai ales de la specializarea noastră, să reducem consumul de energie, să fim cât mai friendly cu natura, da. Crezi că reacționează toți oamenii care trec pe aici, studenții la aceste idei? Depinde acum. Eu, de exemplu, prima dată când am venit, știam că e o temă asemănătoare la Facultatea de Construcții și când am intrat, mi-am luat ecosonul, m-am dus direct la colegul care are aceeași temă să văd cum a abordat el problema. E foarte interesant că și noi ca studenți aflăm lucruri noi. Lucruri care, la care nu ne-am gândit. Știi că se spune că e bine să mai fie a doua pereche de ochi care privește o lucrare, că vezi altfel. Și colegul ce a reușit să surprindă în plus sau în minus față de tine? El apoi, după ce a prezentat, chiar a venit și ne-am completat un pic, am făcut schimb de numere de telefon, urmează să poate să lucrăm la un proiect. El face tot pentru Institutul de Cercetare din Bartolomeu această analiză și eu tot acolo, e asemănătoare un pic tema și poate ne vom completa, să spunem așa, și ajungem la un studiu comun. Așadar, studenții fac o lucrare, totul pentru protejarea naturii și a mediului, care cred eu că va avea impact. Tu ce crezi? Va avea un impact asupra oamenilor? Cum vor primi ei această informație? Sau? Să vedem. Planeta a fost construită în zeci de miliarde de ani, da? De ce am vrea noi acum ca oameni să distrugem totul în câteva mii de ani? Suntem pe planetă de aproape 20 de mii și deja se vede schimbarea și în rău, din păcate, nu în bine. Am venit ca și student participant aici la AFCO, acesta este proiectul meu și, nu știu, dacă vreți să știți câte ceva despre el, este vorba despre un dispozitiv care ajută persoanele cu vedere slabă și anume acele persoane a căror corecție nu-i mai ajută ochelarii. Și dispozitivul meu vine ca și ajutor în felul următor. El detectează obstacolele din fața purtătorului și îl avertizează acustic că urmează la o anumită distanță să vină acel obstacol și să vadă ce trebuie să facă. Să-l ocolească, să-l ridice piciorul dacă este bordura, dacă este în mișcare, la fel. Și este un proiect relativ simplu, programarea la fel a fost simplă, are câteva componente, costul așa. Cum crezi că au reacționat companiile sau ceilalți studenți care au venit pe aici? Nu știu, marea majoritate au fost destul de interesați, au pus întrebări, au vrut să afle mai multe chestii. Nu știu, în principal a fost un feedback destul de pozitiv.